Cinci bărbați au fost răniți în urma unui accident rutier produs pe raza localității Peștișu Mare în această dimineață. Potrivit anchetatorilor, șoferul, un bărbat de 46 de ani din Hunedoara, nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare față de autoturismul din fața sa, intrând în coliziune cu acesta. Un bărbat de 46 de ani din municipiul Hunedoara, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității Peștișu Mare, pe banda a doua a drumului județean 687, pe direcția Hunedoara spre Deva, nu ar fi păstrat o distanță suficientă față de autoturismul care circula regulamentar în fața sa, condus de către un bărbat de 40 de ani din municipiul Hunedoara, tamponându-l în partea din spate a autoturismului. În urma acestui eveniment rutier a rezultat rănirea conducătorului auto de 40 de ani, precum și a încă patru bărbați cu vârste cuprinse între 42 și 63 de ani, aflați în autoturismul condus de către acesta în calitate de pasageri. Victimele au fost preluate și transportate la spital de către echipajele medicale sosite la fața locului în vederea acordării de îngrijiri medicale. În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.